Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în emisie Vlad Madan, începând cu ziua de astăzi, postul nostru de televiziune dă start dezbaterilor electorale între candidații la funcția de președinte a Republicii Moldova. În această seară i-am invitat pe reprezentanții Partidului Democrat, Partidul Liberal și Partidul Popular European din Moldova. În studio prezenți sunt Valeriu Munteanu PL, bună seara și bine ați venit. Yeah. Și domnul Valeriu Chiveri, PPM, cer scuze de emoții. Pentru început, stimați telespectatori și stimați oaspeți, aș vrea să trecem în revistă principalele aspecte ce țin de organizarea acestor dezbateri electorale și vreau să vă spun că în total aveți câte 15 minute la dispoziție pentru a vă prezenta atât platforma cât și a răspunde întrebărilor din partea concurenților din platou. Prima rundă, de fapt, este o prezentare generală la care veți avea câte 2 minute fiecare. Runda a doua va conține întrebări din partea moderatorului și veți avea câte 6 minute pentru a răspunde la ele. Iar runda a treia veți avea posibilitatea să adresați întrebări unul celuilalt. La runda a patra este, de fapt, încheierea și mesajul dumneavoastră adresat alegătorilor. Trebuie să mai spunem că mesajele care sunt mai scurte decât timpul acordat de către postul nostru de televiziune nu se recalculează și nu mai pot fi returnate. De aceea, stimați telespectatori, vreau să vă aduc la cunoștință că a fost invitat și reprezentantul Partidului Democrat, dar cu părere de rău nu a dat curs invitației noastre. În același timp, țin să mai menționez că timpul rezervat pentru un candidat care nu se prezintă la dezbaterile noastre nu poate fi recuperat. De aceea, de fapt, vom începe această dezbatere electorală cu Partidul Liberal, care a fost, de fapt, primul care a dat curs invitației pentru a participa la dezbaterile din cadrul postului nostru de televiziune. Domnule Munteanu, după câte spuneam ceva mai devreme, aveți 2 minute la dispoziție pentru a face o prezentare a platformei pe care o reprezentați. Vă rog! Bună seara, dragi telespectatori! Reprezintă în această seară, la aceste dezbateri, Partidul Liberal și pe Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, care este candidatul Partidului Liberal la funcția de președinte al Republicii Moldova. Partidul Liberal vine în această campanie electorală cu un mesaj scurt, clar, axat pe unirea Republicii Moldova cu România. Din păcate, ultimii 25 de ani de permanent tranziție a Republicii Moldova au demonstrat cu prisosință că Republica Moldova nu se poate organiza ca stat, că noi nu putem să existăm separat două state românești, Republica Moldova și România, unde trăiesc români și trebuie să ne conjugăm eforturile pentru a epuiza consecințele pactului Ribbentrop-Molotov pentru a aduce cetățenii noștri către bunăstare, către securitate, așa cum este în România. Noi considerăm că toți cei care cred și spun în această campanie electorală că au soluții interne în Republica Moldova pentru depășirea imediată a tuturor problemelor care există pe interior, mint, trișează sau spun jumătăți de măsură. Partidul Liberal este unicul și Mihai Ghimpu, reprezentantul, candidatul Partidului Liberal, este unicul candidat din această campanie electorală care vine către cetățenii Republicii Moldova cu această soluție de unire a Republicii Moldova cu România pentru rezolvarea tuturor problemelor care există. Știm că este un mesaj dur, știm că este un mesaj intransigent, știm că este un mesaj care atrage după sine foarte multe critici, dar adevărul, odată spus, trebuie să fie înțeles de toată lumea. Pentru că noi suntem români, pentru că sângele apă nu se face și pentru că deosebirea majoră dintre ceea ce există în România astăzi și ceea ce este Republica Moldova este destul de pregnant. O să vă aduc doar că... Domnule Munteanu, timpul dumneavoastră a expirat. Dacă ne-ați arătat și un timer, atunci noi ne-am putea organiza mai ușor. Pur și simplu țin de organizarea internă a postului de televiziune și atunci regia ne spune în cască când timpul dumneavoastră a expirat. Ne cerem scuze din comoditățile create.
Da, okay. Domnule Chiver, haideți să vedem Partidul Popular European din Moldova, cu ce mesaj vine în această campanie electorală și, de fapt, care sunt obiectivele pe care vi le propuneți, Nemișocit. Bună seara, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Reprezint Partidul Popular European și candidatul nostru Iurie Leancă pentru alegerile prezidențiale. Partidul Popular European sau candidatul nostru s-a lansat în alegerile prezidențiale cu sloganul Mergem spre vest, facem Republica Moldova prosperă sau facem Moldova prosperă. Cu 10 puncte cu 10 puncte pe care le avem în programul electoral al domnului Leancă, dacă pot să arăt și acest pleiant electoral cu 10 puncte pe care urmăm să le prezentăm cetățeanului pentru a face o decizie corectă. Aceste pleante au pornit deja în țară, deci primul lucru trebuie să revenim la bunăstare. Deci prea sărăcit este poporul Republicii Moldova și merită mai mult pentru a trăi în continuare în asemenea condiții. Evident, pentru a ajunge la acest deziderat trebuie să creștem economic, să aducem investiții, să facem locuri de muncă și evident acest lucru nu poate fi făcut fără ajutorul prietenilor noștri din Est, de aceea și sloganul nostru Mergem spre Vest, care ar putea să ne ajute să avem instituții puternice. Fără instituții stabile și puternice nu vom putea aduce investiții și evident fără o justiție independentă și dură, în așa fel ca toți cetățenii să fie egali în afara legii, nu vom putea să facem față acestui deziderat. Aceste 10 puncte sunt desfășurate și în contextul discuțiilor de azi și altele vom vorbi mai mult despre ele. Vă mulțumesc. Trecem la cea de-a doua etapă, care de fapt va conține întrebările din partea moderatorului. Domnului Munteanu, vreau să încep cu dumneavoastră. De fapt, dumneavoastră spuneați ceva mai devreme despre relațiile de prietenie și, de fapt, contopirea într-un singur stat. Prietenie, prieteni, avem mulți, frați, sunt numai da, unii, ca și de, dumneavoastră, da, frații care vi-au dat părinții. Da, cerem scuze. Spuneți-mi, vă rog, care va fi relația cu Federația Rusă în baza acestor Noi nu am avut niciodată nicio problemă cu Federația Rusă. Federația Rusă are, din păcate, întotdeauna probleme cu noi și cu alte teritorii pe care le consideră în suzeranitatea sa, pe care le consideră că trebuie să le aibă în zona sa de influență. Și în momentul în care aceste popoare încearcă să-și determine de unii singure viața, să trăiască în libertate, în pace, în bunăstare, Federația Rusă este nemulțumită și aceasta este o problemă, de fapt, internă a Federației Ruse. Nu există niciun fel de disonanță între viața pe care o propunem cetățenilor Republicii Moldova, viața pe care o merită fiecare cetățean al Republicii Moldova, cel puțin așa cum se trăiește astăzi în România, ori deosebirea este extrem de mare, toți indicatorii macroeconomici din România sunt mult mai mari decât în Federația Rusă și o să vă dau doar câteva date. De exemplu, salariul mediu în Republica Moldova este de 5.000 de lei, cel din România este de 13.400. Salariul minim în Republica Moldova este de 2.100 de lei, iar în România este de 3 ori mai mare, de 6.300 de lei. Pensia minimă în Republica Moldova sau medie în Republica Moldova este de 1.165 de lei, iar în România este de 4.660 de lei. Dar vreau să vă spun că acum 25 de ani am pornit din același punct. În 1990, produsul intern brut pe cap de locuitor în România și în Republica Moldova erau practic egal. 1.000 de dolari în Republica Moldova per capita și 1.500 de dolari în România. Astăzi disonanța, discrepanța este de 1 la 5. În Republica Moldova 1.900 de dolari, iar în România 10.000 de dolari. Acest lucru trebuie să înțeleagă fiecare cetățean al Republicii Moldova și nu înseamnă dacă noi ne dorim bine pentru cetățenii noștri, înseamnă că vrem neapărat o relație rea cu România, o relație rea cu Federația Rusă. Domnule Munteanu, în contextul discuțiilor interminabile, axate de fapt pe inițierea unui referendum în Republica Moldova, spuneți-ne, vă rog, dacă domnul Ghimpu ajunge ca să ocupe fotoliul de președinte, veți fi cei care veți iniția un referendum de unire a Moldovii cu România?
Da, eu vreau să vă spun că în momentul în care președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, va ajunge președinte al Republicii Moldova, există o sumă de acțiuni pe care le va întreprinde în calitate de președinte pentru ca acest deziderat în care noi credem, pentru care noi trăim, unirea tuturor românilor într-un stat unic, să devină realitate. Desigur că toate aceste lucruri trebuie pornite, trebuie să discutăm cu cetățenii Republicii Moldova, să le explicăm acest lucru, pentru fiecare vom găsi argumente separate, astfel încât să-și dorească marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova această unire. Noi considerăm că în perioada 2018-2019, cu alegerea unui nou parlament în Republica Moldova, acest lucru poate fi realizat în baza Constituției actuale. Eu sunt ministru în Republica Moldova și sunt gata să renunț la mandatul meu de ministru, să-mi pierd jobul, să-mi pierd serviciu, astfel încât cetățeanul din Republica Moldova să trăiască mai bine. Președintele Ghimpu este gata să renunțe la funcția de președinte pe care o va ocupa în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova. În momentul în care noi ne-am gândit la noi, niciodată nu am face acest lucru, știind că anumite instituții, anumite competențe sunt cedate pentru o Românie unită. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare cetățean al Republicii Moldova, fiecare din unghiul său prin care privește, prin prisma care Domnule privește Monteanu, acest lucru. Mai avem o întrebare către dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, în ultima jumătate de an, în mod special, în societatea noastră și inclusiv prin intermediul mass media, se discută despre întoarcerea miliardului furat. Ce veți întreprinde pentru ca această gaură din buget să fie restabilită? Haideți să vorbim în primul rând cum a plecat acest miliard din Republica Moldova. Plecarea lui din bugetul, din aceste bănci a început încă când Igor Dodon era ministru al economiei, iar Zinaida Greceanu era prim-ministru al Republicii Moldova. Încetul cu încetul a început să plece, după care, din păcate, și ne asumăm și ne facem mea culpa, în guvernările în care am participat noi au existat oameni care au jinduit și au băgat mâna în acești bani. Președintele Ghimpu încă din 2011 a vorbit în permanență despre aceste lucruri. Luați filmările etapă cu etapă și o să vedeți că a spus și nume, au sunat îngrijorări, am încercat să creăm comisie, dar nu am fost auziți, iar în 2013 am fost scoși de la guvernare anume pentru ca această operă de furt a miliardului să poată fi realizat în tihnă și fără noi. Pentru că știau absolut sigur că în momentul în care Partidul Liberal va fi prezent la această guvernare, noi nu vom permite să se întâmple niciodată acest lucru. Domnule Munteanu, sunteți la guvernare sau participați la guvernare, astăzi nu se mai fură? Eu sunt absolut sigur că lecțiile pentru Republica Moldova au fost învățate. Există un gust amar, dar în momentul în care în 9 luni, de la 20 ianuarie, noi am reușit să reîntoarcem partenerii europeni și euroatlantici cu față către Republica Moldova, iar acest lucru va fi confirmat în câteva zile prin semnarea unui nou acord cu FMI, acest lucru se va confirma. Din păcate și recunoaștem acest lucru. Nu am reușit până la această etapă să reîntoarcem încrederea cetățenilor în clasa politică și în clasa guvernantă. Ne asumăm acest lucru și vom munci zi de zi. Și președintele Ghimpu, devenind președinte al Republicii Moldova, va face tot posibilul pentru ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să se simtă asigurat și să nu se simtă nedreptățit, inclusiv în această situație cu miliardul. Iar cei care au contribuit, Eu vreau să vă spun, eu sunt membru al guvernului, mi-am asumat acest lucru și eu vreau să vă spun că absolut conștient am participat la aceste documente. Hotărârile guvernului cu privire la scoaterea din visteria statului acestor bani s-au făcut de guvernele Leancă și Gaburici, 9,5 și 5,6 miliarde de lei, unde în punctul 3 al acestor hotărâri de guvern era scris foarte clar că în momentul în care banii nu vor putea să fie întorși, va trebui să dăm garanții de stat. Toată lumea înțelege că în momentul în care nu luam această decizie, Republica Moldova iar așezată pe butuci și pur și simplu în următoarele luni nu avem absolut nicio șansă. Eu vreau să vină cineva care va veni cu o altă soluție decât cea care timpul a fost luată acum. Timpul acordat dumneavoastră a expirat. Spuneți-ne, vă rog, haideți să vedem Partidul Popular European. Avem mai multe întrebări, ca și în cazul domnului Munteanu. Vreau să aflăm susținerea sau vectorul politic extern și am o întrebare tranșantă. Susțineți aderarea la NATO? Noi da. Dacă îmi permiteți,
Partidul Popular European pledează pentru apropierea cât mai mult de NATO și o cooperare cât mai aprofundată. Este unica umbrelă de securitate care poate oferi Republicii Moldova securitate în condițiile actuale, atunci când la hotarele țării noastre sau Republicii Moldova avem o situație de criză așa cum este în Ucraina. Intervenția Federației Ruse, anexarea Crimeei și conflictul din Donbas a demonstrat că Republica Moldova are nevoie de această umbrelă de securitate și cooperarea cât mai aprofundată cu această organizație ar putea oferi aceste posibilități. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, suntem pentru aprofundarea cât mai apropiată. Mai mult ca atât, suntem la hotarul arei de acoperire a organizației nord-atlantice. Fapt ce ne face să credem că organizația nord-atlantică are nevoie de stabilitate la hotarele ei, iar noi suntem în această zonă de securitate. De spuneți-ne, vă rog, există premise reale ca Republica Moldova să depună până în 2019, spre exemplu, cereri de aderare la UE și regimul semiparlamentar va permite acest lucru în cazul în care domnul Leancă va ocupa funcția de președinte al țării? Sunt sigur că aceste premise există. Sunt sigur că orice majoritate parlamentară care va fi în Republica Moldova va alege un vector de dezvoltare spre vest. Este unica posibilitate de a aduce prosperitatea în Republica Moldova. De acolo vine prosperitatea, de acolo vine o justiție curată, de acolo vin investițiile și nu din altă parte, din spațiul euroasiatic. Și dacă un președinte care va avea votul poporului va avea și curajul să promoveze cu insistență acest lucru și sunt sigur că domnul Leancă este acea persoană care poate face lucrul acesta. Reformele interne sub presiunea partenerilor din vest vor aduce roadele necesare care va permite Republicii Moldova să se apropie de acest dezirat. Ieri președintele Timofte a promulgat de fapt această lege, ceea ce discutam și cu domnul Munteanu, de a pune pe seama concetățenilor noștri de fapt acest miliard furat. Asta e plastic, vorbiți poetic. Da, poetic vorbesc. Haideți, spuneți-ne, vă rog, în cazul în care domnul Leancă vine la președinția Republicii Moldova, va întoarce acest sau va veni cu această lege în Parlament pentru a fi modificată, anulată? Sunt de acord cu colegul meu care spune care este altă soluție. Suntem într-o situație de criză în care guvernul și-a asumat responsabilitatea. Cel mai important este să depunem eforturile, inclusiv ajutați de partenerii externi, compania Kroll, care a venit în Republica Moldova la insistența domnului Leancă pentru a recupera cât mai mult din banii furați. Și doi, este foarte important ca cei care sunt vinovați de acest furt să-și găsească locul bine potrivit. Spuneți-ne, vă rog, cum vedeți de fapt recuperarea acestor mijloace financiare? Pentru că vorbim de o gaură imensă. Vorbim de o gaură imensă, dar specialiștii să-și facă datorie. Deci atunci când s-a vehiculat această gaură imensă, s-a vorbit despre credite neperformante sau credite otrăvite, s-a vorbit despre operații prin offshore. Deci este de misiune și obligațiunea instituțiilor statului și a organizațiilor internaționale sau instituțiilor internaționale care sunt implicate în investigarea acestui furt să vină cu soluții pentru a recupera cât mai repede și cât mai mult din acest furt. Se vorbește despre faptul că Republica Moldova este o țară de fapt acaparată când vorbim la referitor la instituțiile statului. E așa și cu ce va întreprinde PPM-ul pentru a scoate din captivitate aceste instituții? Noi vorbim despre instituțiile statului care sunt foarte slabe și nu își fac datoria, lucru care s-a confirmat și în cu exemplul furtului miliardului. Dacă să mă refer mai concret, vorbesc de Banca Națională care nu și-a făcut datoria în conformitate cu legea, care oferă toate instrumentele pentru a verifica și a stopa aceste lucruri, de Procuratura Generală, de CNA, de alte instituții ale statului. Ce va întreprinde PPM? Unul, domnul Leancă a întreprins deja, a solicitat Kroll-ul ca să vină în Republica Moldova. Insistăm ca a doilea raport să apară cât mai repede, să vedem care sunt banii recuperabil, dacă putem spune așa, și cine sunt cei care au fost implicați. Doi, la capitolul justiție este o idee mai veche, iarăși a domnului Leancă, încă din 2014, de a invita o misiune de justiție din Uniunea Europeană și dacă vă uitați pe declarația Parlamentului atunci când a fost semnat parteneriatul
pentru integrare europeană, 29 iulie, este un punct expres prin care Parlamentul și asumă obligațiunea de a invita o asemenea misiune în Republica Moldova. Spuneți-ne, vă rog, partajarea puterilor în stat s-a făcut și atunci când ați, domnule Ancă, făcea parte din PLDM. Vi se pare o chestie firească într-o societate de tranziție cum este cea a Republicii Moldova? Nu credeți că de aici s-a creat fisura? Vreau să spun că este o practică omniprezentă în democrațiile europene, acolo unde ministerile sunt partajate politic, fiindcă nu există, practic, o țară europeană care ar conduce neavând o coaliție. Și atunci lucrul acesta este foarte obișnuit și normal. Altceva că s-au politizat instituțiile de drept și instituțiile regulatorii de control, aici s-a făcut o mare greșeală care trebuie să se depășească. Spuneți-ne, vă rog, raportat și la ceea ce îl întrebam pe domnul Munteanu, care vor fi relațiile cu Federația Rusă și cu Estul? Apropo, unul din punctele pe care domnul Leancă îl are în programul său este referitor la resetarea relațiilor cu Estul. Vorbim în primul rând de aspectele economice, fiindcă trebuie să recunoaștem că o bună parte a exporturilor Republicii Moldova sunt deocamdată îndreptate spre Federația Rusă, dar chiar dacă nu ar fi această situație când Republica Moldova și-a anunțat vectorul de dezvoltare european, oricum o piață ca acea Federație Rusă este foarte atractivă, fapt demonstrat și de companiile străine care penetrează, încearcă să revină pe piața Federației Rusă atunci când au avut probleme de a se menține acolo. La capitolul relațiilor cu România, în 30 secunde ne spune regia că mai avem. Domnul Leancă a făcut foarte mult pentru relațiile cu România și nu prin vorbe, dar prin fapte. Interconexiune, cele 20 ceva de milioane de euro pentru renovarea grădiniților. Negociate cu domnul Ghimpu. Dar nu este adevărat. A fost o înțelegere la nivel de șef de guvern. Nu, a fost semnat în 2010 de președintele Ghimpu și treaba. Nu are nimic cu cea sută de milioane. Vă mulțumim, asta a fost. Domnule Munteanu, vă rog ca să nu ne întrerupem pentru că se pierde din timpul dumneavoastră. Da, dacă aveți, iată, am ajuns la cea de-a treia rundă. Aici puteți adresa întrebări domnului invitat în studio și, de fapt, în aceste 6 minute avem o discuție axată pe principalele teze pe care le considerați a fi poate vulnerabile din programul celuilalt. Domnul Munteanu. Faptului, în 2010, președintele Ghimpu, președintele interimar al Republicii Moldova, cu Traian Băsescu, au semnat un acord interstatal prin care România acordă Republicii Moldova un grant, o pomană de 100 de milioane de euro pentru 5 ani, termen care a fost prelungit pe diferite capitole și respectiv o bucată, 20 de milioane, după care și alte câteva milioane au fost direcționate pentru grădinițe, cum 15 milioane sunt direcționate de acolo pentru mediu. Puteți face niște notițe ca să reproșeți. Să ne mai întâlnim la alte dezbateri și o să vă spun că fără intervenția domnului Leancă și cooperarea foarte mult la celorlalte guverne, nu se făcea acest lucru. Nu transpira domnul Leancă foarte mult la chestia asta. A transpirat mai mult decât vă credeți. Întrebări? Nu, vă rog, adresați întrebări. Nu știu dacă am întrebări, dar o să încerc să formulez. Da. Nu știam că am această oportunitate. Domnule Chiver, în 2009, după plecarea comuniștilor de la guvernare și respectiv venirea coaliției pro-europene, planurile de extindere ale Uniunii Europene erau altele. Știu foarte exact că Republica Moldova avea o perspectivă cât de cât. După care lucrurile s-au precipitat. Noi aici în Republica Moldova nu ne-am făcut temele, dar și Europa și-a schimbat cu mult, cardinal, aș spune eu, perspectivele de extindere. A apărut criza imigranților, războiul din Ucraina, Siria, Brexitul și respectiv știți foarte exact dumneavoastră și vreau să ne spuneți foarte exact că Republica Moldova se află mult departe perspectivele noastre de integrare europene astăzi și doar unirea cu România este calea cea mai proximă, calea cea mai imediată pentru ca Republica Moldova în mod automat să devină și membru al Uniunii Europene și membru al NATO, așa cum ar trebui să fim noi astăzi. Domnule Chiver, este adevărat, unirea cu România ar fi calea cea mai apropiată, dar și cea mai nereală în condițiile zilei de astăzi. Deci trebuie să facem temele pe acasă pentru a ne apropia de România prin integrare europeană. Sunt de acord că cele două maluri ale Prutului trebuie să fie mai aproape, dar sunt de asemenea conștient că situația
actuală politică, nu va permite împlinirea acestui dezirat într-o perspectivă destul de îndelungată. Deci, unirea se creează, ea nu vine pe tavă. Noi trebuie să muncim pentru chestia asta. Toți împreună, toți cei care cred noi în facem lucru. Lucrul ăsta prin fapte și nu prin slogane electorale. Dar trebuie să spuneți dumneavoastră cetățenilor că integrarea obișnuită în Uniunea Europeană a Republicii Moldova este foarte departe. Ea nu se vede. Domnule Munteanu, pierdeți din timpul dumneavoastră, lăsați că se cronometreze de fapt. Inclusiv lansarea candidatului Ghimp la Iași s-a făcut în Piața Unirii. În Piața Unirii, foarte frumos. Dar posibilitatea de a pleca acolo se datorează în mare măsură eforturilor domnului Leancă și a echipei acestuia, care a negociat și a ajuns la liberalizarea regimului de vize. Deci evident că poate câțiva susținători a domnului Ghimpu ajungeau și fără aceasta acolo, dar o plecare masivă a cetățenilor de Republica deci, Moldova care era mult data, mai complicată. Datele cetățenilor Republicii Moldova odată în viziunea dumneavoastră când vom adera la Uniunea Europeană altfel decât prin unirea cu România? Păi dați-ne atunci odată când ne unim cu România. Noi ca am să spus fim, 2018-2019 pentru noi este un termen absolut fezabil în care noi nu doar îl declarăm, ci chiar îl credem. Domnule Munteanu, mai concret întrebarea către dumnealui ca să nu pierdem... Dumnealui a înțeles foarte bine. Am înțeles foarte bine, dar atâta timp cât nu ne facem temele pe acasă, nimeni nu o să vă spună când este data... când Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene și dacă vă uitați atent la ce se întâmplă cu statele care au depus cererea de aderare, acesta este un proces îndelungat. Deci nu este un proces care poți să-l spui că mâine se va termina. Este un proces și depinde foarte de mult de ceea ce facem acasă, cum ne facem temele de acasă, dar și de conjunctura internațională și europeană în cazul de față. O altă întrebare, domnul Munteanu? Iuriu Leancă a declarat anul trecut, cred că a fost doar un simplu prim-ministru și iată nu a reușit să prevină mandatul dumnealui furtul unui miliard. Devenind un simplu președinte al Republicii Moldova, cum va putea să aducă un plus valoare Republicii Moldova? Îmi pare rău, domnul Munteanu, că ați fost luat de valul... Nu, l-am citat. Nu l-ați citat și o să vă rog să-mi aduceți citatul integral așa cum a fost spus acolo. Este un consacrat acest. Este unul consacrat făcut de jurnaliștii de la Jurnal TV și alți jurnaliști care au scos din context și au pus în fraza respectivă acest cuvânt simplu. Nu a fost acolo, vă rog frumos să verificați acest lucru și să nu mai tirajați aceste minciuni în spațiu public. Deci nu a fost niciodată spus acest lucru, verificați și o spun asta pentru toți telespectatorii, cei care mai cred în tot felul de basme promovate de, îmi pare rău, de anumiți jurnaliști, preluat și de politice. Mai aveți întrebări? Nu. Bine, atunci am avut ne schimbăm de fapt cu întrebările. Domnul Chiveri, vă rog. Păi n-am fost și nici eu gata să vin cu mai multe întrebări, dar atâta timp cât s-a vorbit, sau colegul a vorbit despre unire și despre dezideratul Partidului Liberal de a promova un candidat care va fi cel care va face unire sau va crea condiții pentru unire, aș vrea să-l întreb pe domnul Munteanu ce spune programul Partidului Liberal despre acest dezirat despre unire? Eu vreau să vă zic că în programul Partidului Liberal am mai auzit iarăși acest lucru. În programul Partidului Liberal, în primele alineate, se vorbește foarte clar că unul din dezideratele supreme ale Partidului Liberal și în mod implicit a președintelui Ghimpu este revenirea noastră românească, revenirea într-o țară mare, în țara noastră România, alături de NATO, împreună cu UE sau în UE. Și aceste lucruri sunt scrise foarte clar. Dacă vreți, data viitoare când ne întâlnim în dezbatere, neapărat o să vin cu un statut și cu un program al Partidului Liberal și o să vă citesc aceste lucruri de acolo. Noi nu doar le scriem. Noi, cei de la Partidul Liberal, credem în aceste lucruri și atât de mult credem încât nu ținem la funcțiile noastre. Eu vorbesc acest lucru din perspectiva unui ministru din Republica Moldova și sunt gata să jertfesc, dacă vreți, cu această funcție doar ca cetățeanul Republicii Moldova să trăiască mai bine. Și cum poate trăi mai bine? Mâine, în loc de o pensii de 1000 de lei, să aibă automat în România o pensie de 3500 de lei. În loc de un salariu de 5000 de lei, să aibă un salariu de 15000 de lei. În loc de 0 kilometri de autostradă, să avem automat 700 de kilometri de autostradă, conexiuni cu Europa și tot ceea ce are România și dumneavoastră cunoașteți. Cei care nu cunosc România, cei care nu cunosc România sau doar de la televizor, doar din basme, doar de în povești din asta pe care le tirajează niște concurențe electorale cu jandarmul, toate astea. Intervenim.
revenim cu întrebări sau dacă răspundeți la o întrebare șase minute, atunci am terminat. În ultimii ani, candidatul Partidului Liberal, domnul Ghimpu, a avut mai multe intervenții prin care a fost destul de sceptic și nu a fost foarte tranșant referitor la subiectul Unirii. Asta este o întrebare, nu de aceea că nu cred în în această idee sau nu cred în necesitatea apropierii celor două maluri ale Prutului, dar domnul candidat Ghimpu și-a permis să spună niște lucruri care acum intră în contradicție cu ceea ce face. Eu vreau să vă zic că acest lucru poate fi verificat nu de ieri, de la altăieri. Președintele Ghimpu vine dintr-o familie care a avut foarte mult de suferit și o familie în care a crezut prin frații, prin rudele sale în aceste lucruri și chiar în perioada sovietică a avut de suferit. Vă dau filmulețe pe YouTube, prin care domnul Ghimpu a declarat exact. Nu a declarat absolut nimic. Citate. Eu pot să vă spun. Toată lumea știe că președintele Ghimpu poate fi învinuit de ce vreți dumneavoastră, inventat sau de ce, dar nimeni nu poate să pună la îndoială faptul că este un bun român, faptul că crede necondiționat în aceste deziderate și unicul scop politic și scop al vieții, dacă vreți, este unirea Basarabiei cu România, lucru pentru care este gata să se jertfească personal și toată lumea cunoaște. Nu poate nimeni să pună la îndoială acest lucru și nu doar este unionist de ieri de ala altăieri, ce face acest lucru, vă spuneam, de 30 de ani. Mulți au obosit de la acest lucru, mulți au făcut comozi, mulți s-au schimbat sau mulți vin către acest lucru când noi, liberali, am fost înainte mergători și am pregătit acest lucru. Deci ați menționat că domnul Ghimpu este unicul candidat care promovează... Nu cunosc alții. Un spațiu public moldovenesc cunoaște și alții și nu vreau să fac acum publicitate nimănui. Dar întrebarea mea ar fi următoarea. În afară de aspectele foarte importante ale unirii, ce se mai regăsește în programul platforma domnului Ghimpu, în platforma domnului Ghimpu? Vă rog. În platforma președintelui Ghimpu, ideea centrală este unirea. Dar în mod clar, până la realizarea acestui act de unire, noi trebuie să realizăm în Republica Moldova o sumă de activități astfel încât viața în Republica Moldova cetățenilor să nu devină imposibilă. De ce și Partidul Liberal este astăzi la guvernare? Pentru că în momentul în care ne era indiferent de viața și soarta cetățenilor, nu participam în data de 20 ianuarie la guvernare și lăsam stânga pe Dodon și pe Usatăi să vină la guvernare prin alegerile anticipate și să ducă Republica Moldova la Tambov. Dar noi nu am făcut acest lucru știind că vom avea pierderi de imagine. Știind că vom fi brutalizați de cetățeni. Că vom scădea în sondaje. Că ne vor blama. Noi am făcut această coaliție știind foarte exact că iată Republica Moldova a fost scoasă din groapă, din râpă și adusă la ușile femeiului. Și dumneavoastră înțelegeți foarte exact acest lucru. Noi ne-am asumat acest lucru chiar cu riscuri personale și de partid. Noi am făcut acest lucru. Cetățeanul va sesiza și va înțelege acest lucru, poate nu azi, poate nu mâine, dar noi sperăm foarte exact, că va înțelege perfect acest lucru. O replică. Ce va face Partidul Liberal dacă în 2018-2019 nu se va întâmpla ceea ce ați vorbit? Noi vom munci în continuare pentru că acest lucru, prin noi, prin copiii noștri, până când acest deziderat va prinde viață și Republica Moldova se va uni cu România. Domnule Munteanu, vă mulțumim. De fapt, am ajuns la cea de-a patra etapă a dezbaterii noastre electorale. Într-un minut aveți adresa un mesaj către alegători, care ar fi el, îi puteți îndemna să iasă la urne, să voteze. De fapt, conceptul acestui minut, cum îl utilizați, va aparține. Vă rog. Stimați cetățeni, reprezint în această seară pe Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, care este candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Candidează la această funcție nu de dragul fotoliului, ci este gata să jertfească acest fotoliu pentru ca Republica Moldova să se unească cu România, pentru ca Republica Moldova să devină în mod automat și necondiționat și neîntârziat și să devină membru al Uniunii Europene și al NATO. Cetățenii să aibă bunăstare și securitate. Să aveți pensii de cel puțin 3 ori mai mari acum, în momentul unirii, să aveți salarii de cel puțin 3 ori mai mari, burse, alocații pentru copii, drumuri mai bune, prima casă, orice vă doriți veți avea în România. Iar din păcate, trebuie să spunem acest lucru, noi românii nu ne putem organiza în două state românești, pentru că drumul nostru este acasă, alături de România, alături de patria mamă. Vă mulțumim! Domnule Chiveri,
Stimați concetățeni, reprezint astăzi pe Iurie Leancă, candidatul Vestului, candidatul care va aduce prosperitatea în Republica Moldova, cel care va reuși să combată corupția, să creeze instituții de stat puternice, așa ca ce s-a întâmplat în 2014 să nu se mai întâmple, sau 2013-2014 ca finalitate să nu se mai întâmple, ca cetățenii noștri să nu mai plece pe psihotare. Iurie Leancă va fi președintele generației acasă. Aceasta ne dorim noi și vă îndemn să votați acest președinte. Totodată aș dori să îl întrebați pe candidatul socialiștilor Dodon, socialistul de caviar, de ce dorește să închidă calea moldovenilor spre Europa, de ce vrea să lase cetățenii noștri fără dreptul de a circula liber în Europa. Stimați telespectatori, în această seară, la dezbaterile electorale, am invitat pe reprezentanții Partidului Democrat, Partidul Liberal și Partidul Popular European din Moldova, însă cu părere de rău țin să remarc că reprezentantul Partidului Democrat nu a dat curs invitației noastre. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această dezbatere electorală și pentru faptul că v-ați expus platformele pe care le împărtășiți. Sper că mesajele dumneavoastră au fost înțelese și au fost recepționate de către telespectatori. Stimați telespectatori, următoarele dezbatere electorale se vor desfășura joi, 6 octombrie, ora 19, în limba rusă. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!